Proteste de amploare la Pitești. Peste 300 de oameni care lucrează la uzina automobilă Dacia din Miopeni au ieșit în stradă, fiind nemulțumiți de actuala guvernare. Protestul este organizat de Federația Sindicală Automobilul Românesc, iar motivul principal al protestelor îl reprezintă nemulțumirile legate de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, precum și lipsa de măsuri concrete în privința autostrăzii Pitești-Sibiu. Cu mai multe informații vine chiar acum vicepreședintele Sindicatului Automobile Dacia, domnul Ion Iordache. Bună ziua! Bună ziua! Ce s-a întâmplat concret, domnule Iordache? Înțeleg că peste 250 de oameni au protestat în fața prefecturii Argeș. Așa cum a spus și dumneavoastră, ne aflăm într-un program organizat, comandat de Blocul Național Sindical, am zis poate greșit comandat, organizat de Blocul Național Sindical în toată România. Noi am deschis aceste manifestări, mă refer la pichetele care vor avea loc în cursul zilei de astăzi, ca protest vis-a-vis de inițiativa guvernului de a trece plățile, așa cum a spus, de plățile, contribuțiile sociale de la angajator la angajat. Calculele făcute de noi la uzina Dacia sunt desperiat, în sensul că salariul de la Dacia nu este un salariu constant. El este variat în funcție de ore suplimentare, de prime și așa mai departe. Deci pierderile noastre pe veniturile nete vor fi între 200 de lei și 700 de lei. Calcule făcute de oameni care sunt pregătiți să facă aceste calcule. Deci, mai ales am mai protestat față de incoerența guvernului în ceea ce privește să stabilească niște termeni cu care să putem să facem calculele precise. Suntem total nemulțumiți și, dincolo de aceste explicații, răspunsul nostru este nu suntem de acord cu această propunere, cu această inițiativă. Protestul nostru se înscrie, în primul rând, împotriva parlamentarilor de Argeș care nu au avut atitudine. Trebuie spus că Argeșul, în ultima vreme, datorită uzinei Colibaș, s-a dezvoltat foarte mult industrial. Mai trebuie spus că șomajul în județul Argeș, tot datorită acestei întreprinderi, este sub 3%. Deci un lucru care începea să funcționeze, salariul minim în medie era aproape 2000 de lei, aveam cât de cât niște rezultate. Pe de altă parte, domnule Iordache, înțeleg că manifestația de astăzi nu face altceva decât să deschidă seria protestelor, întrucât sindicaliștii intenționează să organizeze un protest amplu în parlamentare. Dar după care noi vom organiza, funcție de ce se întâmplă în România de punctul de vedere al guvernanților, vor organiza în Pitești sau la Mioveni un mare meeting. Trebuie spus, și finalizez intervenția mea, trebuie spus că suntem total împotriva acestei inițiative. Suntem nemulțumiți de faptul că s-a abandonat construcția autostrăzii Pitești-Sibiu, care este fundamentală pentru noi, pentru Muntenia, pentru toată zona industrială constructoare de mașini. Avem totale nemulțumiri, suntem bulversați de faptul că un partid care se declară de stânga este împotriva propriilor cetățeni. Este trist ce se întâmplă, o să mai vorbim. Afectează în vreun fel manifestația de astăzi și protestele viitoare activitatea fabricii? Într-un fel, da. Protestul de astăzi nu afectează, pentru că au participat la protestul de astăzi decât reprezentanți sindicali care au scoatere din program pentru asemenea lucruri. Avem un contract colectiv de muncă în care am prevăzut, în anii când a venit Renault, asemenea manifestări și le avem negociate. Va afecta programul de lucru cu pierdere foarte majoră faptul că vom organiza un meeting. Noi nu putem să facem un meeting de un minut. Un meeting durează peste 2 ore el ca organizare, plus venitul și așa mai departe câteva ore. Deci va afecta. Răspunsul este da. Va afecta. Mulțumim foarte mult, domnule Iordache, pentru intervenția telefonică. Urmărim și noi ce se întâmplă cu aceste proteste, pentru că, iată, așa cum spunea și reprezentantul sindicalilor mai devreme, vorbim despre un protest de amploare ce se organizează luna viitoare, unde sunt așteptați 10.000 de angajați. Vă reamintesc că oamenii sunt total nemulțumiți de propunerea transferului contribuțiilor de la angajator la angajat, dar și de faptul că până în aceste momente nu s-a început construcția autostrăzii Pitești-Sibiu, care ar ajuta producția Dacia. Mergem mai departe.